Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Moș Nicolae, ați primit ceva? Salutări. Bună dimineața. Asta am înțeles. Hai cu wow. Am primit pateuri de la... Pateuțe. Păi iar nu ai găsit prin pateuri, că ăștia nu există în cismuliță. Adică pentru mine... Cismuliță ai găsit ceva? Next. Nimic? Nu. Eu am găsit ciorapii. Cum? Ciorăpei. Eu am primit. Curaj? Da. Ciorăpei colorați. Am pus și poză pe story. Ți-a dat ciorapii? Mi-a dat ciorapii înainte de papuci. Da. Deci, Moș Nicolae mi-a adus ciorăpei de aia colorați, cu cornete de înghețată, Jesus, cu mașinuțe. Vrei să o aduc? Nu, îți arăt mâine. Pe cuvânt. Mâine îți arăt ciorapii, Luca. Dar te-ai încălțat cu ei? Mâine, am zis. Mâine, nu ești atât la acest. Și de Crăciun îi pui în braț să ți umple cu dulciuri sau ceva? 037... Ar fi o idee. Vrei? Da, păstrează-i curați. 0372069599. Dragi copii care ne mai suportați pe recepție sau care sunteți pe recepție cu noi și prietenul lui Luca, cum îl cheamă pe prietenul tău care te votează la Radio Voting? Mihai. Lucas. Lucas. Ce ați primit de Moș Nicolae? Sunați-ne la 037-206-9599. E școală sau nu e școală? E școală. Este. În drum spre școală și spuneți-ne ce v-a adus Moș Nicolae. Ce ați găsit în ghetuțe și dacă v-ați făcut ghetuțele. Cum le-ați făcut? Și altfel... Dacă le-ați făcut. Da. Mai vorbiți și cu adulții? Vorbim și cu adulții dacă ne sună, dar în principiu bine ar fi să vorbim cu cei mici, că ei sunt cu minți. Adulții, când ai văzut tu adult cu minte? Pe scumpete asta, ce să primească adulții? Aseară îmi zice Radu al meu. Da. Să-mi dai ceva să-mi curăț și eu Adidas și zic ce să stau toată... O perie, nu știu. Păi n-ai încurajat copilul să fie ordonat să curețe? Ba da, dar n-aveam uneltele potrivite. Eu cred că nu spune tot, i-a dat și Adidas și lui. Vezi, mă, bucâncii de aia de piele și îmi dădea mama cremă să ghete și curățam, îi lustruiam, adică era o... Se curăță cu periuța, cu săpunel frumos, cu apă căldicică, căluie. Vreau să-i mai poarte. 0372069599, dragi copii, ce ați primit? Ce v-a adus Moș Nicolae? Asta e întrebarea și vrem să discutăm în mod special cu cei mici. Eu sunt Alexia din București și am primit de la Moș Nicolae un Lego Harry Potter și doi pușini care sunt pisicuțe și fructe și bomboane. Fructe și bomboane. Dar Harry Potter Lego are ochelari pătrați? De ce? Păi Lego, nu? Am prins-o, gata. 0372069599. Intrăm în direct cu cei mici. Ovidiu, bună dimineața. Bună, Ovidiu. Salut. Bună dimineața. De unde ne suni? Din mașină, da. Din București. Din București. Și la tine în București a venit moșul? Da. Ce ți-a adus? Mi-a adus niște lumini pentru camera mea. Ok. Era întuneric în cameră sau ce? Se poartă. Dar alea colorate, nu? Da. Aha. Da. Mhm. Și mai ce? Mi-a adus o pătură. Ok, aici ai exagerat un pic. Lasă-mă că știi, e foarte bine iarna. Așa, și atât? Niște carioci care miros. A ce? Diferite fructe, lucruri. Aha, uh-huh. Fructe, lucruri. Foarte drăguț. Bun. Așa, și mai ce? Ce? Și o umbrelă. Și o umbrelă. Au intercalat, au îmbinat utilul cu plăcutul, Moș Nicolae. Da, umbrelă și pătură e important. Nu știu ce face vecinul. Dar ai primit ceva. Asta vreau să zic, cred că a venit printre primii la tine, că a venit cu plin. Da. Deci au umplut tot... Ori ai fost foarte ușor la loc. Toată încălțămintea de în casă cu darurile astea. Ovidiu, te duci la școală, da? Da. Bravo, bine. Entuziasmat. Succes la școală astăzi și îți mulțumim că ne-ai sunat. Foarte generos. Andrei, a fost ziua lui zilele trecute. La mulți ani, Andrei. La mulți ani, Andrei. Bună, băieți. Andrei are 8 ani. Ce faci, Andrei? Mie mi-a adus. Da. Milka. Și mandarine. Da. Și mi-a mai adus și Kinder. Kinder? Da. Luca te invidiază. Și... Getuțe. Da? Încă ceva. Încă ceva. Hai, mami, spune tu. Să rămână. Zi de Batman. Și mașina mea Batman, care a făcut eu, dar îmi doream una care are 1060 de piese, dar nu mi-a adus-o și mi-a pus-o pe aia mea care am făcut-o.
Andrei, nimic, Andrei, să știi că moșul e bătrân și mai scapă lucruri. Moș Nicolae, în mod normal, vine numai cu dulciuri. Se ocupă de dulciuri. Acum, uite, a început să amenajeze și camere, aduce și umbrele. A fost bonus, da, mașinuța. Andrei, că... te pupăm. Pa, ne-au zis la mult. Andreea enumera mai întâi dulciurile, mandarinele, da. Mașinuța aia a lăsat-o la sfârșit, oricum era dezamăgit că noi cu 1070 de piese a luat-o moșul pe aia mai cichitita. Stai să vedem ce a primit Ana, care are 10 ani. Bună dimineața, Ana. Ana. Da. Ana când a auzit de umbrelă, de camere, de pături și alea, a închis. E normal. Nu-i adevărat. Antonia, bună dimineața. Bună, Antonia. Bună dimineața. Câți ani ai, Antonia? 6. Mulți 6. Înainte. Bravo. Bravo. Moșul mi-a adus multe mandarine și mi-a adus de pictat celute. Mi-a adus tăcos, că vreau să văd tăcos și multe dulciuri. Multe dulciuri și o închidă cu sut. Închide cu sut? Da, 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 da. Două. I-a adus, dacă tot îi place fetei, să faci că și treabă. Bravo, Antonia. Să fii cu minte, ca să vină și, vezi că vine și Moș Crăciun peste câteva zile, Moș, da? Moș Crăciun îți aduce mașină de cusut. Mulțumim. S-a auzit și moșul lângă, cred că. Moșulița. Și ne-a pus sunând la radio. Na. Observați că Moș Nicolae anul ăsta e pe mandarine și portocale? Păi puternic. E așa trebuie. E criză. Supermarketuri. George are 12 ani. Bună dimineața, George. Salut, George. Nu bună dimineața. Să trăiești. Portocale nu trebuie să găsit... Zi. Eu am găsit lângă ghetuțele mele. Da? Da. Eu am găsit lângă... Ghetuțe? Ghete, o traiesă plină de dulciuri și... ciocolată. Mhm, bună treabă. Și ciocolată. Și ciocolată. Iar Moș Nicolae a ținut cont și de sufletul de copil al mamei mele, pentru că destul de mult era un cutii de tablă și îi place să le colecționeze. Ce bun. Ce tare. Deci ți-a adus dulciuri în cutii de tablă? Da, și pentru mami. Și după ce le razi, le dai mamei tale să le colecționeze cutiile. Da. Excelent. După ce mănânc conținutul. Logic. Da, 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 normal, da. Cine ajută? Să știi că tu o să ai un Crăciun foarte frumos, că aștept, copiii care primesc doar dulciuri de Moș Nicolae sunt răsplătiți de Crăciun. Cei care primesc și jucării. Mulțumesc, au Crăciunul mai modest. La revedere, George. Zise Moș Luca. Da. Care le știe el pe toate. Că poate mai au și copiii mei. Moșul dulciuri. Mandarine. Damian are 6 ani, hai să vorbim și cu Damian. Bună dimineața, Damian. Salut, Damian. Bună dimineața. Bună. Ce ți-a adus Moș Nicolae? Mi-a adus un fierte călcat, o casă de marcat, niște mandarine. Ia uzi. Dulciuri și atât. Stai așa, că fierul de călcat e de jucărie sau? Fierul de călcat. Șocăciulă. Că e frig afară. Șocași cu fierul. Da. Dar fierul de călcat înțelegem că e de jucărie. Sperăm că măcar casa de marcat e serioasă. Stai mă un pic, e de jucărie, Damian, fierul de călcat? Da. Cât de greu e? De ce mă? Că mă gândesc, poate așa și așa. Cum? Așa și așa. Așa și așa. Mie că e adevărat fierul de călcat, știi ce zic? Ce au făcut cu... Hai că am eu grijă de el. Ia uite ce ai primit, un fier de călcat. Damian, și tu ești clasa 0? Da. Bravo. Te-ai pregătit pentru școală azi? Da. Ai avut ceva teme? Nu. Ce zi frumoasă. Foarte bine, așa e normal de Moș Nicolae, fără teme. Damian, mulțumim. Damian, George, Antonia, Ana, Andrei, Ovidiu, mulțumim tare mult pentru că ați sunat în direct la Europa FM. Uite, așa mai aflăm și noi ce mai aduce Moș Nicolae. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.